Ajunsă-i la Mamaia, mă, știi ceea ce la Mamaia, mă, la Mamaia ai, te rătăcești dacă nu cunoști pe nimeni să întrebi și nu prea ai pe cine, știi că, mulți străini, dar nimeri unul de-ai noștri. Îl întrebai, îi spuse eu ce și cum, zise, ia o pici. Ajunsă-i la biroul de plasare. Mă, și acolo, mă sfătui cu oamenii, zice unul, du-te dumneata să te culci la Iunona, la Iunona, la Iunona. Bă, taică, bă, să se ducă la ea omul ei, mă. Mie dați în cameră la hotel, mă, eu vreau să mă odinez, mă. Eu vreau să mă odinez. Că zice, dacă nu vrei, du-te la București. Păi ce să caut la București? Că de acolo veni, pe acolo trecui. Nu, zice, la hotel la București. Ah, la hotel la București. Ah, hotel București, da. E, mă, să ia acolo, cameră frumoasă, ce să eu, mă, obosit cum eram, aveam niște brânză, niște ouă, ia să nu mai mă dau jos. Mâncai? Mă culcai. Mă culcai, dar nu prea dormi. Jos, gălăgie, chirete, jocuri, parcă era nuntă. Mă, dar obosit cum era, până la urmă dormi. Dormi eu ce dormi și pe la 4 dimineața ca omul, mă sculai. Ia să vă, mă, ce-o fi pe la Mamaia. Cât de și afară, pustiu, nici țipenie de om. Nici țipenie, mă, unii cu niște tractoare arau așa pe lângă apă. Mă, ce-o sămâna ăștia aici? Pe urmă mă lămuri eu, nu sămâna nimic, făcea numai așa să fie frumos. Că pe la 8-9, pe la 8-9 potop de lume, început să vie lume, care cum venea să dezbrăca, să rea în apă, du-te încolo, vino încoace, să întindea pe nesâmp, stătea la soare. Stau la soare, mă. Stau la soare, la 3-4 pași mai încolo, umbră, frumos, iarbă, pom, ei nimic la soare. E, dacă le place lor așa, lasă-i așa. E, zic, ia și eu pe malul grâle așa să văd ce-o mai fi. Lume multă care în cort, care pe lângă cort, știi? Mă, când mă uit bine, unul, om bătrân, auzi? Om bătrân, înălța un zmeu. Păi ce-o fi postat când înălță zmeu? Lângă el niște copii, dar copiii serioși. Serioși copiii, jucau cărți. Ăsta bătrân înălța zmeu. E, lasă. Bă, încolo restaurante, plin de restaurante, bea lumea bere, bea șprițuri, sucuri, fiecare ce vrea. Ce sara să chea să mănânc eu o friptură, bă, duse-i la restaurant. Bă, ce la restaurant când te duci, când ți-o zice ospătarul, vine, poți să te duci, mă. Poți să te duci, da, păi el zice vine așa ca să știi tu că o să vie. Dar tu poți să te duci, te duci acasă, tragi un pui de somn, vii tu, până vii, e numai bine. Ce nu e o friptură, mă așezai, mă uitam și-o, începu muzica. Mă, ce-o aveai copii, mă, măi copii, ce-o avea, mă, baxam în prostia mea, ăștia-s bătuți de soare, mă. Păi să sculă un băiețaș cu părul mai lung, așa, și l-o la joc, știi, la dans, o fetiță. Ca zlăbuță, ca-n firavă, sărăcuță, sărăcuță, avea o rochișoară, era mai mult guleraș decât rochiță. Aha, mai mult guleraș. O l-o la dans. Bă, dar când începu să se strâmbe la ea, începu să o amenințe cu degetul, să o certe, știi, să o tragă de mână, să o sucească, să o învârtească, să o calce pe bătături, bă, mi-era frică că-i rupe vreo mână. Bă, baxamă, nu era fata cu tasă, că dacă era cu tasă, nu o lăsa tasă, bă, să o zdruncine ăsta așa. Dar nu numai ei. Și ei alți în jur, să zdruncinau, să riau, să învârteau, mă gândi eu, mă, ăștia o fi venit la odină, mă, sau o fi venit așa la dărâmare. Baxamă la dărâmare, că altfel nu s-ar învârti așa, bă, nu s-ar smuci, nu s-ar zdruncina așa. E treaba lor, fiecare se odihnește cum îi place. Și eu să mă bag eu. E cum stăm și mă uitam, că și muzica, la fel, muzica la fel. Bătea unul în tobă, mă bătea în tobă să o rupă, mă, să o spargă. Baxamă nu era a lui, că altfel nu dădea așa cu năduf. Ce dracu? Cum stăm eu și mă uitam, veni. Mm-hmm. Veni. De mă, veni friptura. Dar nu era friptura, era cârnați. Când spuse el, că fu, dar nu mai e. E, până s-a dus omul, până veni, că veni după vreun ceas. O lua friptura de departe, știi, s-o fi dus încolo după ea. E, mâncai o cârnață, beui vinul, zic, ia să mă duc eu, mă, să mă odinesc, eu să venim la odină, că acolo dărâmarea era într-una, să zdruncina într-una. E, mă, să-i la hotel, mă culcai, dar iar nu prea dormi. Jos iar nuntă, iar dans, iar zbănțuială. Iete și așa vreo 15 nopți și vreo 15 zile, mă, tot odinii, că acum când ajunsai acasă, îi spuseai lui Veta. Veto, 3 zile și 3 nopți, nu mă întorci nici pe o parte, nici pe alta, mă lasă să dorm, auzi.